Cei doi lideri au vizitat cosmodromul Vostochny din estul îndepărtat al Rusiei, care se află la 6.000 de kilometri departare de Moscova, pentru a marca ziua cosmonautului, aniversarea primului zbor spațial cu echipaj uman realizat în anul 1961 de cosmonautul sovietic rus Yuri Gagarin. Cei doi președinți au fost informați despre lucrările de construcție a cosmodromului, care au fost inițiate în anul 2016 și a costat bugetul Rusiei aproape 5 miliarde de euro. În timpul vizitei, Putin a spus că țara sa nu intenționează să se izoleze de restul lumii și că forțele ruse care desfășoară campania militară a Moscovei în Ucraina au acționat curajos și eficient, iar operațiunea militară a Rusiei își va atinge cu siguranță obiectivele pe care le-a numit nobile. Вынуждены были это сделать просто потому, что, к сожалению, киевские власти, которые подталкивали Запада, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблемы Донбасса и двух народов республик. Отказались, прямо публично же они заявили. Президент сказал, что ни один пункт этого соглашения не нравится. Другие официальные лица заявили, что имплементация этих договоренностей невозможна, это развалит страну. Они публично от этого отказались. Но продолжать даже терпеть этот геноцид, продолжавшийся в течение 8 лет, просто невозможно. Путин a mai spus că Moscova nu a avut altă soluție decât să lanseze o operațiune militară pentru a proteja Rusia și că o ciocnire cu forțele anti-ruse din Ucraina era inevitabilă și doar o chestiune de timp. То, что мы делаем, помогая людям, спасая их от геноцида, с одной стороны, а с другой стороны, предпринимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильный шаг. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений. Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie, lansând atacuri atât de pe teritoriul rus, cât și din Belarus, pe care le-a numit o operațiune militară specială menită să demilitarizeze și să denazifice Ucraina. Kievul a opus însă o rezistență acerbă, iar Occidentul a impus sancțiuni ample menite să forțeze Rusia să-și retragă forțele din Ucraina. Și regimul de la Minsk a fost supus unui șir de sancțiuni de către statele occidentale din cauza sprijinului acordat Rusiei după ce au permis ca forțele armate ruse să atace Kievul de pe teritoriul Belarus. Lukashenko, un aliat apropiat al lui Putin, dar care face adesea declarații care par contrare Moscovei, a insistat că Belarusul trebuie să fie implicat în negocierile pentru a soluționa conflictul din Ucraina și a spus că țara sa a fost pe nedrept etichetată drept complice al agresorului.